Bună, regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află doamna Dana Humoreanu, jurnalist la Monitorul de Suceava. Îmi pare rău că te-am rechemat, Dana, din concediu. Se mai face, se mai Rămâi dator pentru asta. rămân dator, evident. Dator vândut. Și chiar vândut, nu, acum negociem vândutul. Mulțumesc pentru prezență. Bine ai revenit la Bucovina Suceava. Bine, v-am regăsit. Mai ales în concediu, precizez din nou. O să plătești tu pentru Da. asta. Da. Tipicul emisiunii, ai mai participat, am selectat câteva titluri din presa națională și, evident, câteva titluri din Monitorul de Suceava. Titlul din presa națională, Iohannis a demis-o pe Chioveși prin purtătorul său de cuvânt. Cum se vede de aici această, eu știu, revocare, ca să spunem mai întâi, apoi, dacă într-adevăr are vreo problemă de imagine, domnul președinte Iohannis, pentru că a anunțat revocarea prin purtătorul său de cuvânt. Din punctul meu de vedere, revocarea era firească, atâta timp cât exista o decizie a Curții Constituționale în acest sens. Președintele nu cred că putea să, nu că nu cred, sunt convinsă că nu putea să facă altfel. M-am gândit de la momentul în care curtea a decis astfel, m-am tot gândit că doamna Chioveși va demisiona pentru a-l scuti pe președinte de un moment nu foarte plăcut. Nu s-a întâmplat asta, am văzut și declarațiile ulterioare ale doamnei Chioveși. Era firesc Deci era mai să se firesc să întâmplă, da, atâta demis. timp cât există o decizie a Curții Constituționale, era și normal că președintele nu avea de ales, trebuia să se întâmple asta. Și cu siguranță și doamna Chioveși știe acest lucru, iar fanii președintelui care s-au grăbit să-l condamne pentru că a pus în aplicare o decizie a Curții Constituționale, probabil că vor analiza mai atent și vor constata că nu poți să clamezi statul de drept și justiția independentă și să-i pretinzi președintelui să încalce o decizie a Curții Constituționale. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în ceea ce privește revocarea doamnei Chioveși prin purtător de cuvânt, hai să E un facem semnal? o, să facem, nu, hai Da, să chiar. facem o paralelă cu perioada în care era Traian Băsescu președinte și se produceau reduceri în perioada crizei, când erau reduceri de salarii, reduceri la pensii, tot felul de măsuri din astea nepopulare, de foarte multe ori apărea președintele, prelua pe el partea neplăcută. Deci ar fi o explicație asta, că nu a vrut să-și asocieze direct imaginea cu acest act de revocare, deși clar, nu avea altă măsură, iar pe de altă parte, la cum îl văd eu pe președinte, mi se pare că a vrut cumva să plătească și o poliță doamnei Chioveși, că l-a dus în această situație neplăcută și nu a demisionat. Pur și simplu, cumva, nici măcar nu meriți pentru ceea ce ai făcut, nu meriți să anunți eu actul de revocare. Să spun Este și două vorbe bune despre el. suficient purtătorul de cuvânt care vine, face un anunț sec și am rezolvat problema. De, pentru mine nu a fost neapărat o surpriză că președintele a procedat în acest fel. Ți-am spus, pe de o parte, pentru că nu te asociezi direct cu imaginea ta, Da. până la urmă, o știre neplăcută pentru suporterii Absolut, tăi, da. iar pe de altă parte, da, de atâta timp cât oricum ăsta era finalul, nu ai demisionat, așa mi s-ar fi părut cel mai corect din partea doamnei Chioveși și să-și prezinte demisia. Da. În această perioadă în care președintele tot a spus că se gândește, că lecturează, că... Da. Păi tocmai aș vrea să apelez amintea ta iscoditoare, dar foarte analitică. Ce s-a întâmplat în această lună? Când a citit de la decizia anunțată a Curții Constituționale și până la anunțul purtătorului de cuvânt,
de privind revocarea. Ce crezi tu că s-a întâmplat? Cred că i-a dat în afară de anunțul domnului președinte că mai studiază, mai citește, mai lecturează. Cred că i-a dat timp doamnei Chioveși să ia o decizie și eventual să-și aranjeze lucrurile pentru perioada post-demitere. Ce va face? Pentru că este adevărat că este extrem de neplăcut de pe poziția pe care a avut-o doamna Chioveși de prim procuror general al României, ulterior de procuror șef la DNA, cu siguranță că nu are numai prieteni în jurul domniei sale. Și atunci, în mod evident, că această, la modul cel mai serios vorbind, retrogradare, da, ca simplu procuror la Sibiu, nu avea cum să o avantajeze din poziția pe care a fost. În mod logic ar fi trebuit să meargă pe ceva paralel, indiferent de motivele revocării, că au fost disfuncționalități de management sau ce a invocat atunci ministrul justiției, problemele care au fost la DNA Ploiești și tot felul de motive au existat. Deci nu am îndoieli în privința legalității măsurii de revocare a doamnei procuror. Procuror șef. Dar este la fel de adevărat că ar fi logic, ar fi fost să-și găsească o poziție echivalentă. Doamna este și destul de tânără, are timp să... Exact. Deci nu poate să meargă din vârf în jos. Logic, da. Trebuia să aibă măcar ceva la același nivel. Și cred că domnul președinte i-a dat timp să-și găsească eventual o poziție corespunzătoare, fie în sistemul european de justiție, fie în țară. La fel, n-am înțeles atunci când doamna procuror, doamna Chioveși, a cerut protecție din partea SPP, cel puțin pe o perioadă tranzitorie, n-am înțeles răspunsul pe care l-a primit de la Ministerul de Interne că este suficientă protecție asigurată de jandarmerie și de poliție. Jandarmeria și poliția nu îi asigurau pază doamnei Chioveși ca fost procuror general al României. Îi asigurau pază la fel ca la toți ceilalți procurori. Ori doamna nu a venit din poziția de oricare alt procuror. Mi s-ar fi părut normal, cel puțin pentru o perioadă de tranziție, dacă, mai ales dacă ea a solicitat. Acum, am înțeles că a fost cumva invocat și un motiv de economie. Dacă la SPP-ul fostului procuror general mai facem economie în țara asta, hai să o lăsăm. Da, corect. Corect observația ta. Dar ce-ar fi fost mai bine sau mai pozitiv pentru cariera doamnei Chioveși, pentru viitoarea carieră, adică în, să-i spunem, post-DNA, o demisie sau ceea ce s-a întâmplat? Eu cred că o demisie ar fi fost, i-ar fi făcut mult mai bine. Mm-hmm. Pentru că, știi, s-ar fi retras ca fotbaliștii în culmea gloriei. Mm-hmm. Când începi să nu mai dai randamentul scontat, când nu mai ești în vârf și pe zi ce trece. Dacă doamna își dădea demisia, eu știu, acum câteva luni, când a propus prima dată, când a fost discuția despre revocare și a propus ministrul justiției, era vorba din management, inclusiv, nu că i-a imputat ceva absolut. Inclusiv din punct de vedere politic, deci după momentul Ploiești, logic ar fi fost ca doamna să-și dea demisia. Dacă ar fi intenționat să facă o carieră în politică, în România funcționează foarte bine statutul de victimă, deci putea să spună că și-a dat demisia de onoare și putea să construiască după aceea pe imaginea asta. Apoi, fanii doamnei Chioveși nu ar fi avut motive să-și diminueze simpatia după toată povestea cu Ploieștiul, cu revocarea, cu tot circul făcut ulterior, de toate părțile implicate. Deci n-ar fi fost starea asta de incertitudine și de tensiune permanentă și în cadrul sistemului de justiție și în instituțiile statului în general, plus imaginea catastrofală pe plan extern, exact, cu scandal între ministrul justiției și procurorul general. Asta mi se pare ceva cu totul inacceptabil. Deci, din punctul meu de vedere, doamna Chioveși ar fi punctat mult mai mult cu o demisie pe care putea să o
fructifice, exact ca sportivii în culmea gloriei. Una este să te retragi când ești după un campionat mondial și alta e când ai ajuns antrenor secund la FC Urlaț. Știi? Am înțeles. Înainte de a trece la câteva reacții pe care le-am selectat după revocarea doamnei Chioveși, te-aș întreba această luptă, știm foarte bine, domnul Iohannis, domnul Dragnea, domnul Tăriceanu, această luptă surdă, absurdă și pe alocuri chiar feroce, cum va evolua? Se va mai stinge ceva? Că, iată, un dinte într-adevăr era doamna Chioveși, un element de dispută. Dacă nu era doamna Chioveși, era altceva. Păi la anul sunt alegeri europarlamentare și alegeri prezidențiale. Cum să se diminueze această luptă acerbă? În niciun caz. Domnul Dragnea a punctat în câteva locuri foarte bine pentru fanii, membrii și simpatizanții PSD. Cu siguranță că revocarea doamnei Chioveși este văzută ca o mega victorie, deși aș avea mai multă grijă ca să o consider tocmai așa. Contează foarte mult cine va fi următorul procuror general. Eu nu mai știu acum, n-am urmărit ce s-a întâmplat în ultimele zile. Încă nu s-a înscris nimeni la concurs pentru poziția evaluare. Okay. Deocamdată e interimar doamna consilier. Fosta consilier al doamnei Chioveși, ok? Și de asemenea a punctat foarte bine cu legea offshore. Eu sper să treacă, să fie promulgată de noul președinte în varianta în care a fost adoptată la Camera Deputaților față de mizeria care a ieșit din Senat. De la Camera Deputaților cred că este cam maximum pe care îl putem obține. Cu siguranță mai sunt lucruri care poate ar mai putea fi corectate, dar în ceea ce privește partea fiscală, îmi doresc foarte tare să, măcar la nivelul ăsta, să rămână, că nu am cumva convingere așa, cam 99,9% că mai mult de atâta n-am fi putut obține. Deja am văzut că există o inflamare maximă printre concesionari. Da. Acolo, dacă o fi să răspundă cineva pentru că s-au concesionat perimetrele alea de exploatare înainte de a fi atribuită în mod final României, poate ar fi un subiect mai interesant pentru DNA decât mărturie mincinoasă, nu știu ce proces de 2 lei. Poate acolo ar fi trebuit sau nu-i timpul pierdut să se oprească DNA-ul cu mai multă atenție. Da. Până la prima pauză de publicitate, luăm o primă reacție după revocarea doamnei Chioveși și poate chiar recunoști personajul care a și declarat acest lucru. Deci una din reacțiile PSD, printre primele la revocarea lui Chioveși, și-au sacrificat un om de bază. Iohannis a chemat-o pe Pușcălău să-și asume. De un penibil total. Cine crezi? Codrin Ștefănescu. Am spus opinia mea. Da, Codrin Ștefănescu. Codrin Ștefănescu, da. Da. Bănuiesc că asta a fost opinia împărtășită de marea majoritate a celor de la PSD. Poate și câțiva de la PNL și unii de la ALDE. Da, ce să-și asume? Da. Ce era clar o măsură nepopulară pentru simpatizanții domnului președinte și pentru cei ai doamnei Chioveși și îți spun, din punctul meu de vedere, a fost cumva și un bobârnac puțin mai puternic dat de domnul președinte doamnei. Că pe care a susținut-o de la fiecare. El a susținut-o în permanență, a fost în mod public de partea ei, deci ar fi putut, doamna ar fi fost cât de cât ancorat în realitate. Eu, din declarația pe care a dat-o după revocare, am înțeles că a luat-o prin surprindere. Mm-hmm. Pentru mine asta a fost surpriza, surprinderea doamnei Chioveși, că s-a întâmplat revocarea. Da.
Deci aici ar fi putut să o demită dacă există ceva mai sub purtătorul de cuvânt. Cred că domnul președinte la declarația aia s-a gândit că ar fi trebuit să îi trimită eventual să trimită un comunicat de presă. Știi? În condițiile în care... Nici măcar purtătorul de cuvânt a venit la pupitru și a anunțat ziariștii, domnul președinte a semnat decretul așa. Puteau să trimită un comunicat de presă. Da. Era varianta și mai tristă pentru doamna Chioveși. Revenind la faptul că a susținut-o, chiar și atunci când au fost arătate în presa de către presa centrală anumite abuzuri. Bun. Da, categoric, abuzuri la nivelul DNA Ploiești. Da. Și nu numai la DNA Ploiești, că am avut și noi aici la Suceava. Hai corect, să ne aducem aminte. Ce să mai mergem până la Ploiești? Iar poate domnul președinte a rămas alături de ea. Da, a susținut-o în permanență. Ori doamna ar fi putut să facă un gest similar, să nu mai fie așa surprinsă că a semnat domnul președinte actul de revocare. Și a mai zis ceva domnul Ștefănescu, nu insistăm foarte mult. Nu domnul Iohannis a revocat-o pe doamna Chioveși, ci... ambasadele. Sistemul. Știi, iar începe nebunia aia cu statul paralel contra statul mafiot, că azi e unul în statul paralel, mâine e în statul mafiot. Nici nu-i mai știi care și cum îți. Da. Lasă. Lucrează în paralel, nu? Da, domnul Codrin Ștefănescu se uită mai atent ce are în curte și după aceea. Da. Luăm o primă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.